De miercuri, singurele care vor rămâne deschise sunt localurile care nu presupun servirea clienților într-o incintă. Unitățile economice vor fi nevoite să se orienteze pe livrare sau drive-in, dacă vor să-și mai continue activitatea în perioada în care România este în stare de urgență. Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, activitate organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației. Este permisă organizarea de către aceste unități economice de profil a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip drive-in, room service sau livrare la client. Ministrul a mai precizat și faptul că se vor suspenda toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală realizate în spații închise. Interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane în spații deschise. Organizatorii evenimentelor desfășurate în spații deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minim un metru între participanți. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat că România nu se află în situația de a fi închise orașele sau de a fi raționalizate alimentele.